Slăvit să fie Domnul! Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfânta Scriptură, Cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citim câteva versete. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftii ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, că voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Aș vrea să intrăm repede într-un timp de învățătură. Nu mă judecați pe mine că m-au pus la ora 8 fără un sfert. Pe mine să mă judecați pentru timpul care îl trec după 8. Acolo e vina mea, nu-i până aici, da? Oricum, țin cont că e sâmbătă seara și am să mă rog Domnul să îmi dea așa un simț de orientare. Cuvântul care îl am ca învățătură pentru dumneavoastră și pentru noi în seara aceasta este cum să fim plăcuți lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un băiat care a fost rob, vândut, legat cu lanțuri de aramă, spune Scriptura, și mânat cu bici, așa ca animalele, până în Egipt. Acolo ajunge rob în casa lui Potifar. I-a mers o vreme bine, dar după aceea s-a întâmplat că a lăsat Iosif pentru a doua oară haina. Prima dată i-a luat o frață, a doua oară i-a luat o femeie stricată și ajunge în temniță. Și lăsăm pe Iosif în temniță și când îl găsim după câțiva ani, nu-l mai găsim în temniță. Îl găsim ca cea mai importantă persoană din Egipt. Era faraon și cel mai înalt demnitar, administratorul la toată împărăția Egiptului era Iosif. Cum a ajuns omul ăsta acolo? Din statutul lui, din condiția socială, cea mai din jos, rob, să ajungi tocmai în vârful ierarhiei. Mă gândesc la un alt convoi de robi, duși niște băieți de viță boierească, duși în îndepărtatul Babilon. Și acolo, dintr-unul din robi ăștia ajunge locul al treilea în împărăție, vorbesc de Daniel. Și pot vorbi și de Hanania, Mișael și Azaria. Cum se face din robul ăsta să ajungă al treilea? Era împăratul, fiul împăratului și Daniel, mare, mare imperiu, Daniel era șef acolo. Mă gândesc la o fată orfană, n-avea nici tată, nici mamă, nu mai avea nici familie, nu mai avea nici țară și ea a fost prinsă, legată și dusă ca roabă. Și-a crescut un verișor de-a ei. Și fata asta orfană ajunge împărăteasă, să domnească peste 127 de ținuturi. Și iar mă întreb, cum s-a putut? Și ajung românii noștri în Austria, și ajung în Europa și în America, și fiecare își dorește să acceadă așa pe scara asta socială. Unii reușesc, unii mai puțin. Care-i secretul? Când predicam odată la o binecuvântare de copii, am urat copilașilor acela care erau atunci în brațele mamilor, binecuvântarea și de care au avut parte aceștia. Și despre Iosif, și despre Daniel, și despre Hadas, adică Estera, spunea că ei căpătau trecere. Oriunde ajungeau, ei căpătau trecere. Să căpăta și voi trecere, amin? Și să capete trecere și copiii voștri, amin? Ei bine, dar în a căpăta trecere, sunt două părți, să spune aici. O parte aparține de noi și o parte adevărată, e binecuvântarea Domnului.
Dar despre aceste toate trei persoane și altele din Scriptură, se spunea că erau plăcute. Erau plăcute. Acum eu mă gândesc că noi trăim pe pământul ăsta ca străini și călători, ne petrecem viața aici, în lumea asta murdară și stricată, și când vine Dumnezeu cu judecata, când vine Domnul pe norii cerului, spune în cartea Apocalipsa că celui ce voi birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și eu într-o zi cred că Dumnezeu, care i-a dat lui Hristos să sadă cu el, mă va chema și pe mine acolo. Și voi sta și eu pe scaunul de domnie, după cum spunea Domnul, și eu am biruit și stau cu Tatăl meu. Eu cred asta, că într-o zi se va întâmpla. Și mă rog Domnul să fie așa. Oare cum aș putea eu, ca în ziua aceea, să fiu chemat de Dumnezeu? Și eu cred că preocuparea mea este să mă fac plăcut lui Dumnezeu. Adică lui Dumnezeu, la Domnul Iisus, să-i placă de mine. Doamne ajută-ne la asta, amin? Vorbind de plăcerea aceasta, spune în 1 Ioan 4:17, parcă, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea lui Dumnezeu în noi a ajuns desăvârșită să avem o deplină încredere în ziua judecății. Ținta noastră, dorința noastră mare, preocuparea noastră este să semănăm tot mai mult cu Domnul. Și eu mă uit așa prin adunări și mă uit, uite, frații ăștia, seamănă cu Domnul. Sau mă întreb, oare Domnul e ca frații ăștia? Mă uit la surori așa și mi-amintesc de femeile cucernice, de Maria, mama Domnului, de Sarone, de Ioana, nevasta lui Cuza, care umblau cu Domnul și mă gândesc, oare așa erau ele cum surorile noastre? Sau așa surorile noastre cum erau ele? Că noi trebuie să ne străduim să semănăm cu ele, să ne ajute Domnul, amin? Ei bine, seara asta, eu aș vrea să arăt câteva valori ale Scripturii și să verificăm stadiul de plăcere care îl are Dumnezeu în noi. Când mă duc la un control, eu n-am făcut niciodată în viață analize. Niciodată în viață nu mi-a făcut. Dar știu că alții care le-au făcut, acolo omul are niște valori și spune atâta trebuie să fie colesterolul, atâta trebuie să fie hemoglobina, atâta trebuie să fie zahărul în sânge și în funcție de valorile acelea, te declară pe tine sănătos sau bolnav. Vede ce valori ai tu, vede valorile nominale și spune, omule, prea mult zahăr, vezi că ai diabet, sau prea mult colesterol, vezi că ai probleme. În seara asta, eu aș vrea să punem Scriptura cu valorile ei și în funcție de valorile ei, venim noi cu analizele noastre. Primul domeniu în care aș vrea să vedem cât am fi noi de plăcuți lui Dumnezeu este găsit aici, enunțat în versetele 3, 4 și 5. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei carneamului care nu cunosc pe Dumnezeu. Primul domeniu în care eu vreau să-mi văd valorile, cât îți plăcut Domnul, e domeniul înfrânărilor noastre. Legate de trupul nostru. Fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie. Vasul îi trupul acesta care ne l-a dat Domnul, nu? Spunea în Corinteni, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. 2 Corinteni 4:16, omul de afară și omul dinăuntru. Omul de afară îi trupul nostru, vasul în care purtăm celălalt om. Dar omul de afară, măcar că e un vas din lut de pământ, el este tot al Domnului. 1 Corinteni 3:16 spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:18-19, de aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului și trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Vorbim de stăpânirea vasului, îi arătat aici păcatul curviei și nu mă voi lega în seara asta de el, dar tot de stăpânirea vasului sunt și alte păcate. De exemplu, spunea Domnul, băgați de seamă să nu vă prindă ziua aceea cu un buibare.
de mâncare, băutură, îngrijorările vieții acesteia și îmbuibarea este tot un păcat săvârșit împotriva trupului. În Vechiul Testament spunea să nu vă faceți tăituri, să nu se pas love pe voi. Eu sunt Domnul. Și tatuajele și desenele și picturile pe noi sunt tot păcate, că trupul ăsta este templul Duhului Sfânt. Eu trebuie să-l păstrez curat, să-mi ajute Domnul, amin? Acum, prima mea întrebare este, care-i valoarea ta, care-i gradul tău de sănătate în ce privește stăpânirea vasului, în ce privește înfrânarea poftelor? Proverbe 25:28, omul care nu-i stăpân pe sine ca o cetate fără ziduri, surpată și fără ziduri. Deci înfrânarea poftelor reprezintă zidul nostru de apărare al cetății. Cea mai mare bătălie, frații mei, în viața de pocăință se duce la înfrânarea poftelor. Din Galateni 5:22. Măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui. Măsura de pocăință este măsura de înfrânare. Eu atât azi de pocăit cât sunt de înfrânat, nu după cum predic, nu după cum cânt, nu după cum știu eu ce fac în adunare. Atât azi de pocăit cât sunt de înfrânat. Și atât azi de înfrânat în adunare cât sunt de înfrânat când sunt singur acasă, când sunt singur în cameră, când sunt singur cu calculatorul, cu internetul, cu ce sunt. Acolo se vede măsura mea de pocăință, nu la predică aici. Și acum vă întreb, putem noi să stăpânim vasul în cinste și în sfințenie? Cât de mult îl putem stăpâni? Acum, valoarea e asta, norma, normativul Scripturii ăsta, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste, nu în aprinderea poftelor ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și aici să ne dea Domnul pocăință. Cam ce notă v-ați dat dumneavoastră la înfrânarea poftelor? La păcatele curvie, la păcatele îmbuibării și la alte păcate care apărțând de trupul nostru și nu dezvoltăm gândul acesta. Tu cam ce notă ți-ai da? Ești exact după Scriptură sau avem corigență în viața noastră? Dacă le avem, să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și să ne dea putere ca fiecare de noi să stăpânească vasul în sfințenie și nu în aprinderea poftelor. Că există o aprindere a poftelor, că nu ne mai poți stăpâni. Și poftele astea sunt de multe feluri, nu intrăm în detalii. Psalmul 78, versetul 18, au ispitit pe Dumnezeu și o ceru mâncare după pofta lor. Și predicam eu altă dată și spuneam, îi păcat să iubești, să-ți placă o mâncare, e păcat? Eu am dat exemplu atunci, mie îmi plac cartofi prăjiți. Îți păcătos? Ei, dar aici avem la capitolul ăsta aplicăm trei principii. 1 Corinteni 6:12. Principiul utilități. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Din slobozenia asta mare a creștinilor, îmi îngăduit, dar eu nu iau de acolo decât ceea ce mi-e de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu sunt toate de folos. Aplicăm principiul ăsta, măi, mi-e de folos, dacă e de folos, e bun. Al doilea principiu, principiul dependență. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire. Păi dacă eu nu pot ține o zi de post că am cartofi prăjiți acasă, deja e un păcat mare, nu? Dacă eu nu pot să țin o zi de post până nu beau cafeluța dimineață, uite că iar e o păcat. Eu nu spun că e păcat cafeaua, dar e păcat când pune stăpânire pe tine. Când depinzi de asta, atunci ai un păcat. Că sunt păcate care creează dependență, în spatele lor sunt duhuri. Cum e tutunul, alcoolul, pornografia, jocuri de noroc, droguri și altele, care creează dependență și pun stăpânire. Să ne păzească Domnul de astea, amin? Mergem la al treilea principiu, 1 Corinteni 10:23, parcă acolo. Spune, toate lucrurile sunt îngăduite, nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Principiul consolidării. Asta mă zidește pe mine. Păi dacă zidește pe mine și biserica, e bun. Dar dacă nu mă zidește nici pe mine, nici adunarea, nu mai practic, nu mai fac. Și acum, întrebarea mea este,
În ce privește stăpânirea vaselor în cinste și în sfințenie? Ce notă am eu? Oare sunt plăcut lui Dumnezeu? Și trecem la următoarele versete, un al doilea domeniu pe care vreau să-l definesc. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire, de aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Sfânt. De acum, primul domeniu e un domeniu privat. Eu cu Dumnezeu, eu cu trupul meu, cât îți de înfrânat. De acum, în relația cu frață, în relațiile cu voi, vine Biblia și spune așa, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Este careva între voi care o folosit vreodată viclenia față de fratele său? Sau care o folosit nedreptatea? Pentru că nu-i voi. Noi avem un frate care predică de fiecare dată de aici. Dacă l-am pus de 100 de ori până acum la predică, eu știu, are 80 ceva de ani, el ies în față, citește versetul ăsta, spune, un bătrân cu Biblia în mână de 40 de ani, umblă la adunare și plesnește pielea pe el de șmecherie. Asta e predica lui. Și eu mă gândesc, mă, să fie pocăiți așa vicleni, care vin la adunare de mult cu Biblia în mână, cu o figură așa evlavioasă, cântă în orchestră, în cor, în fanfară, predică, și el să fie cu viclenie? În relația mea cu voi, cu frații, că am pus eu enunțul ăsta, trăirea în dreptate, trăirea cu sinceritate unui față de alții. Cum se poate uni adunarea? Cum se pot uni frații? Cum se pot strânge grămadă când unii sinceri și unii nu sinceri? Că unii îs cu dreptate și unii îs cu nedreptate. Și vine Pavel și ne spune, ia verificați voi dacă sunteți plăcuți lui Dumnezeu. Eu am predici despre înșelăciune și am întrebat, o fost vreodată cineva înșelat? Și frate, da. Acum spune, voi ați înșelat vreodată pe cineva? Și vreo doi, eu cotitul, da. Ei, că e... Dar acum spune așa, nimeni din voi să nu fie cu vicleșug. Eu atât m-am gândit la cuvintele astea și am să restrâng așa ideea. Oare ce îi face pe oameni pocăiți, botezați cu Duhul Sfânt, vorba fratelui Zamfir de la noi, care umblă prin sat cu Biblia în mână, să fie cu vicleșug față de fratele său? Cred că în primul rând este o dorință a unui câștig material. Am verset. Citiți, vă rog, în Geneza, capitolul 27. Vine un băiat la tatăsu și îi spune, ți-am gătit mâncarea care mi-ai cerut-o, binecuvintează-mă. Și Isaac era bătrân și nu vedea bine și îl pipăi așa el pe Iacob. Are o constatare care mai târziu o luat-o, preluat-o și frații, și v-a spus, măi, mâinile s-a lui Esau, că avea niște pielicele de ied, dar glasul e al lui Iacob. Și odată spune așa unul de un predicator, spune, măi, când îl e la amvon, îi glasul lui Iacob, când îi pe șantier, mâinile lui Esau. Tot ce are duce la dâns o casă. Cum se poate? Cu glasul lui Iacob și cu mâinile lui Esau. Dar nu s-a ieșit la adunare ăștia, că noi aici mi-au spus, în altă parte. Ei, și vine băiatul ăsta și îl înșală pe tatăsu și imediat vine Esau. Și eu când am citit, așa am rămas surprins, că spune, tata, am venit să-mi dai binecuvântare. Dar cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau. Și Biblia spune că Isaac s-a înspăimântat foarte tare. Dar cine era ăla din fața mea? O, spune Isaac, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Ei, Iacov a apucat drumul ăsta al binecuvântării pe bază de vicleșug și de nedreptate. Și apoi ce luptă a avut el? 20 de ani ce luptă a avut el? Că s-a dus în Padam Aram și a văzut o fată frumoasă și a vrut să însoare.
O slujit 7 ani pentru Rahela și socrul să i-o dat-o pe Leia. Când s-o trezit dimineața, așa spune Biblia, nu intrăm în amănunte. Spune că era Leia și l-a păcălit Iacov, adică Laban pe Iacov. O mai slujit încă 7 ani de zile ca să o câștige pe a doua. 14 ani de zile pentru 2 fete, 2 neveste. După aceea 6 ani de zile o slujit cu sâmbrie. Și la bani o schimbat de 10 ori sâmbria. Iacov spune, de 10 ori mi-a schimbat sâmbria. La bani face calcule și tăie din salarul lui Iacov. Iacov lua nuieli, licoje, tătă ziua și le pune în șdeabuni să-l păcălească pe socrul. 20 de ani s-au păcălit unul pe altul. Eu recent am predicat de viața lui Iacov, până când într-o noapte o veni Mahanainul, tabăra lui Dumnezeu, până când într-o noapte Iacov a trecut vadurile Iabocului, până când într-o noapte s-a luptat cu îngerul Domnului. Și în noaptea aceea îngerul a spus, nu te mai cheamă Iacov, adică înșelător, de acum te cheamă Israel. Și i-a schimbat numele. Dar până i-a schimbat numele, Iacov viclean. Iacov înșelător. Ca să dobândească, știu eu, niște lucruri materiale. Sunt oare în adunare frazi din aceștia care spune Ieremia 7, așa ajung ei tare. În Ieremia 22, construiesc casa cu nelegiuire și cu minciună și nu plătesc la cei care s-au înțeles. Sunt ăștia viclini. Dar sunt de aceia angajați care lucrează numai când e stăpânul de față și când a plecat patronul, căștile în ureci, gata, că până vine el. Și ăsta e viclean. Și viclenia asta nu-i bună să o avem față de nimeni, cu atât mai puțin față de frați. Dumnezeu să ne dea ipocăința, fraților. Ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, n-avem voie să fim cu viclenie și cu nedreptate. Ne oprim. Puneți-vă notă, vă rog. Acum la școală e o invenție nouă. M-au spus copiii, tata, acum la școală dăm lucrare de control și ne pune pe noi să o corectăm și să ne dăm notă. Și eu spun, dar pune 10, mă! Nu că după ce pun eu notă, o corectează el. Și dacă pun prea mult, îmi scade. Că dacă o corectam eu, numai 10 îmi punem, știi? Ei, acum dați-vă voi notă la trăirea în sinceritate, la trăirea în dreptate. Suntem plăcuți lui Dumnezeu? De ce folosesc unii viclenia pentru a câștiga un capital de imagine? Imagine. Aduceți-vă aminte de un băiet atât a dismerit, tatăl era împărat și sta la poarta cetății. Și când venea unul cu o plângere, trecea pe la el. Unde te duci? Păi mă duc la taică, tu că am o problemă. Ce problemă? Ia de să văd. Și spunea, da, problema ta e bună, tu ai dreptate, dar crezi că acolo îți face cineva dreptate? Oh, dacă aș fi eu, spunea mereu Absalom. Și Biblia spune că făcând așa, o îndreptat inima poporului spre dânsul, nu? Când ne socotești conducerea, când îi vorbești de rău, când spui tu ai dreptate, comitetul nu-i bun, tu crești în ochii acelora și ai să crești o zi, două, un an. Dar știți ce s-a întâmplat cu Absalom până la urmă? Noi tăinuit, că a rămas cu părul ăla încurcat în crengile de stejar, ăsta era un dar nativ al lui, avea un păr grozav. Eu am predicat la tine și am spus, datorită talentelor noastre, s-ar putea să fim omorâți. Că Domnul ne-a dat o voce bună și în loc să cântăm în adunare, noi cântăm la România au talent. Că Domnul ne-a dat o sănătate bună și în loc să postim, să ne rugăm, să ajutăm o văduvă, noi înducem, jucăm fotbal cu ea. Că Domnul ne-a dat alte abilități și în loc să le punem în lucru Domnului, noi le punem în lucru diavolul. Și a rămas Absalom cu părul prins în stejar și acolo și-a găsit moartea, datorită talentului lui nativ care l-avea. Dar Absalom a câștigat un capital electoral. Absalom a ajuns împărat, dar pentru puțină vreme. Asta e o altă tentativă a unora care folosesc prin adunare viclenia. Știți, Ioan îi spune de unul Diotref, am scris ceva bisericii, dar este acolo unul Diotref care are și el un păcat. Vrea să aibă întăitate. Sunt aici frazi din ăștia?
frați fiind care aveți parte de cea mare cerească. Vrei să aibă întâietate, nu ține cont de ce spunem noi, nu primește pe frați și pe cine vrea, ne vorbește cu vorbi rele, numai că noroc în ghilimele, norocul de o trefcă o da peste Ioan. Ioan e apostolul iubirii și Ioan cred că la el a fost ultima ieșire. Măi, de o tref nu face bine, dar de o tref voia să câștige în fața celorlalți. Mai am un exemplu. Îl cheama, cum e Lima Vrăjitorul, și sta pe lângă Sergiu Paulus când predica Pavel Evanghelia și tot spunea că nu e așa. Nu e așa, nu e așa. Tot îl întorcea pe Pavel în continuu, îl întorcea, că își pierdea acum postul care îl avea de consilier. Dacă Sergiu Paul credea în creștinism, el ce face cu vrăjitorii lui? Bar Iisus. Dar ăsta nu o da peste Ioan. Ghicitorul ăsta o da peste Pavel. Și Pavel știți cum era. Fiu al dracul, vrășmașul oricărei neprihăniri, până când sucești tu căile drepte, rămâi ori până la o vreme. Și-o căzut sol pe dânsul, ăsta nu era Ioan, ăsta era Pavel, că nu știi cu viclenia ta pe știi cine dai în adunare. Să ne dea Domnul înțelepciune și pricepere, amin? Dar uite că unii în viclenia lor un câștig material, alții un câștig, un capital electoral, îs multe motivații, vă spun numai una. Biblia spune că madianiții au folosit viclenia în relația lor cu evreii. Balaam nu i-a putut blestema. N-avea voie să-i blesteme Balaam. Dar l-a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire. O spus, măi, oamenii care-i vezi tu acolo, Dumnezeu, Jehova, împăratul, e mijlocul lor, e bucuria lor, nu se prinde de ei blestemul, Doamne ferește! Eu am un prieten care s-a pocăit dintr-o familie de ortodox, ultra-ortodox. Și când s-a pocăit omul ăsta, că e mai în vârstă ca mine acum, când s-a pocăit, părinții lui s-au dus și au spus, băi, eu mă duc la preot să citească. Și i-a citit preotul pentru ăsta și preotul care a citit o căzut toată jos și a rupt mâna. Și se duce și spune că mă duc la altul la mănăstire. Și îi spunea Petrică, bagă de seamă, blestemul de popă se prinde. Și ăsta spunea, da, de popă se prinde, nu de mine. Și-a citit al doilea și ăsta și-a rupt piciorul. Și s-a dus la unul vestit și-a citit aceala și băiatul lui a avut un accident cu mașina și a omorât. Și tatăl spune, băi, cu tine ceva. Eu știu cum îl cheamă, în America, frate, nu spun povești. Dar el spunea, bagă de seamă, îl spărea că blestemul de popă se prinde. El spunea, se prinde de popă, nu se prinde de mine. Și până la urmă tatăl a spus, băi, băiete, cu tine ceva. S-o mai duc la un preot și nu mai vreau nimeni să-i citească, dă-i pace, bade, lasă-l în drumul lui. Și omul ăsta e prezbit, el slujește în adunare. Ei, Balaam a spus, mă, de ăștia nu se prinde blestemul. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, n-am voie să-i blestem. Și atunci l-a învățat să pună o pricină de poticnire. Și știi ce a făcut? A făcut un concurs, Miss Moab, un concurs de frumusețe, a făcut grătare, a dat manele, muzică, tare. Și eu mi-imaginam fetele cele dansau și mi-imaginam pe evrei ăștia născuți prin cortul și prin nisip, cu nasurile lor încoroiate, cum pândeau la fetele Moabului. Că ei n-au mai văzut, ei n-au fost la discotecă niciodată, ei n-au auzit muzică de asta niciodată, ei n-au văzut, n-au dat de miros de carne de porc niciodată, nu? Și acum e mare concurs, dar Biblia spune că Madian, Moabițe, s-a purtat cu viclenii față de evrei. Și știți păcatul. Până la urmă, 7000 evrei s-au dus acolo, au jucat cu ei, unul a luat o fată, a izbucnit mânia Domnului, au murit mii de oameni atunci. Dar asta a fost o viclenie. Știți ce au vrut să facă oamenii ăștia? Au vrut să elimine pe poporul Israel, să temeau de ei și le-au spus așa, îi facem să păcătuiască și Dumnezeu îi părăsește. Eu mai am un exemplu, ăsta e greu de explicat, de care s-a vorbit în seara asta. Betel, împărați 13. Vine un om din Iuda la Betel și are o lucrare grozavă. Prorocește, dă un semn, se despică altarul, cade cenușa, împăratul întinde mâna, mâna rămâne așa, țeapănă, se roagă,
roagă-te, Domnul, să roagă, trage mâna și spune, hai vină la mine ca să-ți dau un dar, să mănânci. Nu! Eu sunt pocăit, mi-a spus Domnul să nu mă întorc pe drumul ăsta, să nu beau apă, să nu mănânc. Eu mă duc și-o plecat. Și fratele spunea că acolo în cetate era un proroc bătrân care nu era la adunare și nu era la adunare că nu a vrut să vie la adunare, doar putea să vie. Că dacă era în perfuz, îl înțeleg. Dar au venit băieți acasă, cum a fost la adunare? Au predicat ăla, tata a fost un proroc, drept proroc ăsta. Domnule, au dat niște semne în paratul, până la urmă s-au rugat de dâns, s-au plesnit, altar, au căzut jos. Și prorocul ăla era proroc bătrân. Și nu știu ce o gândi prorocul ăsta la bătrân în mintea lui, dar au spus, puneți-mi șaua pe măgar. Cât era de bolnav, dacă o pus șaua pe măgar și-o galopat, până nu a ajuns pe primul. Era bolnav tare, chiar nu putea veni la adunare, puteți veni mai încet, nu așa să fugă. Dar nu, el avea problema lui și fratele Octavian spunea că mai sunt de ăștia. Cine a fost sâmbătă seară ăla? Știu cum predică. Cine a mai predicat ăla? Cine a cântat fanfara? Știu cum cântă. El e acasă și comandă de acasă și dirijează de acasă tot. Și ăștia trebuie să pocăiască, amin? Poate mă ascultă vă unul pe internet care e acasă acum și Domnul îi dă pocăință acolo în casă la el. Doamne, dă-i pocăință, amin? Ei, dar prorocul ăsta bătrân îl ajunge pe celălalt. Îl minte și eu sunt proroc, un înger mi-a vorbit, vin înapoi, îl pune să mănâncă, îl amăgește, îl înșală și acum spune, de acum mori. Nu știu, se temea de rivalitatea lui, ceva. Cert este că printr-o viclenie l-a amăgit pe celălalt. Și Biblia spune, niciunul din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său, de aproapele său. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Și un ultim gând, că închei. Mai departe nu mai predic. Unii încearcă prin viclenie să-și justifice inactivitatea. În Matei 25 vin la socoteală, ăla cu 10, vin încoace. Da, am mai făcut încă 10, poftim. Ăla cu 5, poftim încă 5. Vine mai tu cu 1. Am știut că ești aspru, m-am temut, l-am învelit, ia de aici. Știți ce spune Domnul Iisus? Rob, viclean. Dar de ce îl face viclean? Eu știu de ce. Când eu am început să predic în adunarea noastră, nu-mi plăcea să predic. Nu mi-a plăcut să predic. Acum îmi place. Acum îmi place. Atunci nu-mi plăcea să predic și frații au început să mă pui la predică. Știu că odată am refuzat de vreo 7 ori la rând. După aceea, când nu eram căsătorit, m-am căsătorit, am început să predic, dar pentru că nu-mi plăcea, aveam eu o tactică în mine așa. Era fratele Ion, tata lui Filip. Era presbit și punea pe unul la predică, dar nu numai odată, de multe ori am făcut așa. Și când găta la predică și eu simțeam așa că trebuie să mă pună pe mine, când termina la predică, eu ieșeam până afară. Și fratele meu se uita, dacă nu mă vedea, punea pe altul. Am făcut vreo 2-3 ori așa. Și odată un frate bătrân vine la mine și spune, băi frate dragul, te întreb ceva, dar să-mi spui drept. Ăsta avea și vedere și cunoștință. Se întâmplă că tu ieși afară ca să nu te pui la predică? Nu, eu ce să-i spun? Da, frate, Gheorghiță, că... dar știți ce se întâmpla? Că nu voiam eu să predic, parcă chiar mă durea un pic murta. Că tot mă gândeam că trebuie să ies afară și parcă îmi motivam eu viclenia mea și ieșeam afară. Dar după mine m-a făcut încă unul așa și odată a venit un frate și mi-a spus, băi, de ce ești afară și tu și tu? Eu mă durea burta. Și pe tine? Îl auzi că și pe mine mă durea burta. Și fratele acela a zis că, băi, eu vă operez din stomac pe amândoi pe voi. Vă operez din stomac și vă țin pe bancă. Eu știi ce voiam să fac? Să nu mă pui la predică. Pentru ce să predic, să mă judicați voi, să mă judic. Mă judice de pe internet, nu mi-e bine să stau în bancă și judic eu pe alță. Ei, dar asta era o mică viclenie. Când vrei ca să nu vii la repetiții, la grup, îți găsești o scuză, vorba aceea, și tu o crezi. Când nu vii la rugăciune, când ai venit sâmbătă seară la adunare, dacă i-aș întreba pe cei care nu sunt, să vezi ce motive au că îți face să dai lacrime. Dar nu-i un pic de viclenie în motivația lor? Chiar așa de sinceri ei când spun, dacă se justifice inactivitatea, ei folosesc viclenia. Și cu viclenia asta a scăpat, frate, nu mă pune că nu știu ce. Sau nu pot face cu tare, sau nu pot dărui, nu pot ajuta, că din aceea. Dar să știți că Dumnezeu e sfânt și e drept.
Și Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri. Acum, noi trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Norma e aici, valorile Scripturii sunt aici, adevărul Dumnezeu e aici. Și eu mă uit în înfrânarea mea personală, la trupul meu, vis-a-vis de curvie, de îmbuibare și de alte plăceri carnale. Oare ce notă pot să-mi dau eu? Cât îți de plăcut lui Dumnezeu? Și după ce trec de domeniul acesta, merg la relația cu frații. Trăirea în adevăr, trăirea în sinceritate față de voi. Nimeni să nu fie cu nedreptate sau cu vicleșug în treburi legate de fratele său. Și aici eu cât îți de plăcut Domnul? Valorile mele sunt acele ale Scripturii, dacă nu să ne pocăim. Și Dumnezeu să ne ajute. Mai urmează alte domenii în care a trebuit să verificăm valorile pocăinței noastre față de valorile Scripturii. Mă opresc cu predica aici. Îi sâmbătă seara. Mulțumesc că ne-ați ascultat și până aici. De la 8 încoace judecați-mă pentru timpul ăsta. Dar doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Biblia spunea prin Apostolul Pavel să sporiți. În Luca 2:52 spune despre Domnul, creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut. Eu astăzi, știi care a fost preocuparea mea de azi? Să fiu Domnului mai plăcut decât ieri. Și mâine știi ce grijă voi avea eu? Să fiu plăcut Domnului mai mult decât azi. Și să cresc, să fie tot mai plăcut. Fraților, voi sunteți plăcuți Domnului de când ați luat botezul, de când ați încheiat. Dar acum preocuparea voastră e să fiți tot mai plăcuți, să ne ajute Domnul. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Eu spun așa, vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Păi dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, uite-te în oglindă. Eu când mă uit în oglindă, eu văd slava lui Dumnezeu. Adică eu trebuie să reprezint slava lui Dumnezeu. Eu sunt ambasadorul lui Dumnezeu în Viena. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, a spus, mă reprezinți pe mine cu fidelitate, autoritate, putere, guvernare. Tu ești după chipul meu, ești asemănarea mea. Adam a căzut în păcat, a pierdut dreptul acesta, a venit Hristos și ne-a dat puterea să ne naștem din nou, ne naștem din Dumnezeu. De ce mă ține Domnul pe mine în Bosanci și pe voi aici? Ca să vadă oameni împărăția lui Dumnezeu în mijlocul lor. Eu reprezint aici în Viena, la Wiener Neustadt, și când merg la școală, și când merg la liceu, și când merg la muncă, și când merg la adunare, și când merg în familie, eu reprezint pe Dumnezeu. Și noi privim slava lui Dumnezeu ca într-o oglindă cu fața descoperită, dar suntem schimbați din slavă în slavă. Azi eu seamăn cu Dumnezeu, dar mâine voi semăna mult mai mult cu Dumnezeu și săptămâna viitoare voi fi mai aproape de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin.